În această zi de sărbătoare suntem adunați aici, înaintea lui Dumnezeu și în atmosfera aceasta frumoasă, plăcută, în cântare, în rugăciune. Cum spune una din cântările noastre, noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Și Duhul Sfânt e prezent în adunare. Slăvit să fie Domnul! Amin. Scumpii mei, sărbătoarea aceasta a pogorârii Duhului Sfânt este o sărbătoare importantă pentru biserică, pentru biserica penticostală, pentru creștinism. În urmă cu aproape 2000 de ani erau adunați oameni la Ierusalim, oameni care veneau din diferite părți ale Europei, Asiei, a lumii din vremea de atunci. Erau în mod deosebit evrei care veneau în pelerinaj. Veneau cu prilejul acestor mari sărbători, precum sărbătoarea Paștelui, precum și sărbătoarea aceasta cinzecimii, o sărbătoare prin care evreii lăudau și mulțumeau lui Dumnezeu pentru primele roade. Această sărbătoare era importantă și dacă vă uitați în Levitic, la capitolul 23, în versetul 16, acolo Dumnezeu le spunea acestor oameni să țină această sărbătoare, pentru că Dumnezeu dorea ca ei să aibă câteva sărbători anuale. Și aici, în versetul 16, spune, de a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să numărați 7 săptămâni întregi. Apoi spune aici să numărați 50 de zile până în ziua care vine după al 7-lea sabat și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Și aici Dumnezeu prezintă faptul că trebuiau să aducă din locuințele lor două pâini, care să fie legănate într-o parte și într-alta, să fie făcute cu două zecimi din efă, din floarea făinii, și copte cu aluat, acestea sunt cele dintâi roade pentru Domnul. Slavă Domnul! Asta era o sărbătoare evreiască. Tot cu prilejul acestei sărbători, ei sărbătoreau și darea legii. După 50 de zile de la ieșirea din Egipt, Dumnezeu le-a dat legea, le-a dat cuvântul lui Dumnezeu și evreii țineau și această sărbătoare. Observați că pe fundalul acestei sărbători și în mod deosebit sărbătoarea primelor roade, Dumnezeu Sfântul lucrează într-un mod deosebit, coboară Duhul Sfânt acolo la Ierusalim, peste ucenici, peste cei adunați acolo împreună, și dacă aici sărbătoreau primele roade, putem să observăm că în creștinism primele roade sunt cu prilejul acestui eveniment al coborării Duhului Sfânt. Cum se amintea aici, 3.000 de suflete s-au întors la Dumnezeu. 3.000 de suflete au primit propovăduirea. 3.000 de suflete au fost botezate în acea zi și au început să trăiască pentru Domnul. Într-o zi ca aceasta, noi sărbătorim acest măreț eveniment care a avut loc acolo la Ierusalim. Dar n-am vrea să fie doar o simplă comemorare. N-am vrea să fie doar o simplă sărbătoare. Pentru că dacă vă uitați aici în cuvântul Scripturii, ne este scris ceva foarte important. Și anume, cu prilejul acestui eveniment a avut loc ceva deosebit în viața celor oameni. Și în versetul 4 ni se spune, și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Noi suntem aici, scumpii mei, și am vrea să observăm în această dimineață că ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune, că acești oameni s-au umplut de Duhul Sfânt, e un lucru important, pentru că despre umplerea asta cu Duhul Sfânt
Domnul Iisus Hristos le-a vorbit acestor oameni înainte de a muri pe cruce. În noaptea trădării sale, Domnul Iisus Hristos le vorbește de câteva ori despre lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. Și dacă vă uitați în Ioan, capitolul 14, în versetele 16 și 17, el spune: și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. În versetul 26, Domnul Iisus le-a spus: dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. În capitolul 15, versetul 26, când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Apoi, în capitolul 16, versetul 7 în jos: totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprienirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprienirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. E, vedeți, ei știau despre asta. Și nu numai în noaptea trădării sale, ci cu mult timp înainte, Domnul Iisus vorbea despre venirea Duhului Sfânt în lumea noastră. Chiar înainte de înălțarea sa la cer, Domnul Iisus Hristos, și e consemnat în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 4, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și apoi, în versetul 8, le spune: ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Vă rog, observați toate astea. Domnul Iisus le-a spus. Și a venit acea zi când acești oameni adunați, cum se specifica aici, în același loc, erau toți împreună, așteptând făgăduința Tatălui. Observați versetul 1, spune: în ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Aici putem observa: în aceeași zi, erau toți împreună în același loc. Foarte important e acest lucru, să fi fost împreună. Adică împreună aveau un scop: să aștepte făgăduința lui Dumnezeu. Împreună doreau ca umplerea aceea a Duhului Sfânt să vină. Și iată că a venit momentul acela când Duhul Sfânt se coboară peste ei, și pentru asta putem spune: mărit să fie Domnul. Acum, aș vrea să privim în acest cuvânt și să vedem: rămânem doar la o simplă comemorare? Rămânem doar la așa momentele acestea când celebrăm evenimentul? Sau noi, privind în acest cuvânt al lui Dumnezeu, spunem: dacă i-a umplut Dumnezeu pe ei cu Duhul Sfânt, trebuie să fim umpluți și noi, nu? Rămânem doar că a fost așa un eveniment istoric și ne mulțumim cu partea istorică? Sau dorim și noi ca bunul Dumnezeu să umple ființele noastre de Duhul Său cel Sfânt? În ziua de astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi transmite un mesaj pe care l-am intitulat: ce să facem ca să fim umpluți de Duhul Sfânt? Ce să facem ca să fim
umpluți de Duhul Sfânt. Mă voi opri la câteva lucruri în dimineața asta. Și haideți să luăm primul lucru. Ca să fim umpluți de Duhul Sfânt, mai întâi de toate, trebuie să dorim și să căutăm să fim umpluți de Duhul Sfânt. Să dorim și să căutăm să fim umpluți de Duhul Sfânt. Nu toți doresc asta. Nu toți caută umplerea cu Duhul Sfânt. Vedeți, sunt oameni care sunt mulțumiți, credincioși, mulțumiți cu starea lor. Sunt oameni mulțumiți de credința lor, de religiozitatea lor, de faptele lor. Nu? O spun eu, sunt bine așa cum sunt. Mulțumiți că aparțin unei biserici, mulțumiți că au fost botezați cândva într-o biserică, mulțumiți că, știu eu, se mai duc din când în când la o biserică și cu asta e rezolvată problema lor. Ei, vă rog, observați ceva. Acești oameni știau de această promisiune măreață, că se va coborâ Duhul Sfânt, că e o făgăduință a Tatălui. Și ei și-au dorit-o, și-au căutat-o. Ei puteau să stea liniștiți, nu? Să-și vadă de treburile lor. Ucenicii puteau spune, am umblat cu El timp de 3 ani și jumătate, am învățat atâtea lucruri, știm atâtea lucruri, însă observa ceva, nici chiar faptul că noaptea aceea a învierii sale, în seara aceea, când erau adunați și spune Ioan lucrul acesta, observați în Evanghelia după Ioan, capitolul 20 și 1, capitolul 20, de la versetul 21, spune, Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis Tatăl pe mine, așa vă trimit și eu, pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Ar fi putut spune, rămânem la atât. Cum spun mulți și în zilele noastre, am fost botezați în apă și acum e rezolvată problema, stăm liniștiți, nu ne mai interesează altceva. Scumpii mei, umplerea cu Duhul Sfânt trebuie să fie ceva dorit de noi și căutat de fiecare. Dacă stai liniștit și îți vezi de treaba ta și zici, eu sunt bine așa cum sunt, mai dau la colectă, mai rezolv anumite lucruri, mai poate particip la anumite evenimente și cu asta am rezolvat. Nu, observați bine, acești oameni au dorit și faptul că au dorit era că vedem că stau împreună, stau înaintea lui Dumnezeu, caută fața lui Dumnezeu. Am avut ocazia, cel puțin, așa se spune că acolo era odaia aceea unde erau adunați la Ierusalim. Am avut ocazia să intru în locul acela. E adevărat că din punct de vedere istoric e ceva important, stai într-un loc unde a avut loc acel măreț eveniment. Dar mai mult decât atât, un adevărat creștin nu se mulțumește doar cu, știu eu, anumite chestiuni de natură istorică. Nu se mulțumește că, știu eu, a devenit membru al unei biserici, ci mult mai mult decât atât, el trebuie să dorească și să caute umplerea cu Duhul Sfânt. Tu cum ești? O cauți? O dorești? Suntem aici, scumpii mei. Și la cine ar folosi bună oară să citim în Scriptură, ei au fost umpluți de Duhul Sfânt. Ei vorbeau în alte limbi, ei erau acei credincioși peste care s-a manifestat puterea Duhului Sfânt. Dacă eu și dumneata nu dorim să experimentăm aceste lucruri, eu cred că fiecare credincios trebuie să dorească să fie umplut de Duhul Sfânt. Și când un om e umplut de Duhul Sfânt, atunci viața acelui om e o viață călăuzită de Duhul Sfânt. Acea viață e o viață trăită în Duhul legilor pe care Dumnezeu le-a dat. Noi citim în Scriptură și spune Apostolul Pavel Romanilor în capitolul 8 și observați aici cuvintele Scripturii,
ne spun începând cu versetul 1, acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Vedem așa de mulți creștini în zilele noastre, care nu caută umplerea cu Duhul Sfânt. Și ei trăiesc după îndemnurile firii. Ei trăiesc după îndemnurile care vin din ei. Vor să satisfacă toate poftele, stau în fața unor scene, nu, pe care le văd fie la televizor, fie au telefonul pe internet, pe tabletă, pe ce vreți, se uită. Uitați-vă, oamenii care trăiesc după îndemnurile firii, totdeauna caută ceva pentru firea asta, nu? De aceea vedem credincioși care n-au umplerea asta cu Duhul Sfânt, ei sunt liniștiți. Mai vin la biserică din când în când, după masă că-i soare, bac să duc la plimbare, bac să duc nu știu pe unde, în timpul săptămânii n-au vreme să vină să se închine lui Dumnezeu, pentru că ei trăiesc după îndemnurile firii. Însă când trăiesc după îndemnurile Duhului, când au plinătatea Duhului Sfânt, atunci pe acei oameni îi vei vedea preocupați de lucrurile duhovnicești. De aceea, observați Pavel când scrie la Romani, capitolul 8, la un moment dat, el spune ceva foarte important. Și cuvântul Scripturii spune în versetul 8, dar citim chiar și 7, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Ei, i-aș dori în această zi ca Duhul lui Dumnezeu să facă o trezire fiecarei persoane din acest loc. Aș dori ca fiecare din cei prezenți aici să nu se mulțumească doar atât cu o parte istorică, cu un eveniment care a avut loc cândva, ci toți să dorească umplerea cu Duhul Sfânt. Ca să fim umpluți de Duhul Sfânt, mai întâi de toate să dorim și să căutăm umplerea cu Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, ce trebuie să facem? Ce să facem ca să fim umpluți cu Duhul Sfânt? Răspunsul este să dăm la o parte piedicile care stau în calea umplerii cu Duhul Sfânt. Să dăm la o parte piedicile care stau în calea umplerii cu Duhul Sfânt. Câte piedici nu pot fi? Sunt multe piedici. Mulți nu caută umplerea cu Duhul Sfânt, că ei zic, a fost un moment în viață și acolo s-a rezolvat problema, fie la botezul în apă și gata, ei nu mai caută umplerea cu Duhul Sfânt. Sau sunt alții, ascultați-mă bine, care să fi avut un moment când să fie fost botezați cu Duhul Sfânt. Și, cum spuneam în anumite împrejurări, ei au obținut diploma și se laudă cu diploma. Dar umplerea aia cu Duhul Sfânt nu mai au. Pentru că sunt anumite lucruri în viața oamenilor care pot, vedeți dumneavoastră, să-i facă să nu mai trăiască după îndemnurile Duhului, ci să trăiască după îndemnurile firii. Și atunci sunt anumite piedici pe care oamenii trebuie să le dea la o parte. Poate trăirea în prefăcătorie, câți oameni nu știu să se prefacă? Oamenii știu să fie actori fără să facă o facultate de actorie, nu? Nu trebuie să meargă să facă Institutul de Arte Teatrale și Cinematografice să fie prefăcut. Știu să se prefacă. Unii pot să se prefacă într-un fel sau în altul, însă există cineva care ne cunoaște. Pot să înșel pe un pastor, pot să înșel un comitet, pot să înșel frații de credință, dar pe unul singur nu-l pot să înșela. Acela este Dumnezeu. Și trăirea în prefăcătorie aduce mari pagube spirituale. Și de aceea, vedeți dumneavoastră, ea e o piedică care poate să stea în calea umplerii cu Duhul Sfânt. Apoi, dacă ne uităm la piedici, este
trăirea în ușurătate. Unii își permit să trăiască așa, în ușurătate, își permit anumite lucruri, fie lucruri de natură din asta sexuală, fie lucruri cu privire la vorbele ușuratice pe care le pot rosti, fie prin privirile lor, prin modul lor de viață. De aceea vă rog, rețineți, umplerea cu Duhul Sfânt, ea e la dispoziția fiecărui credincios, însă să fie cineva umplut, el trebuie să dea la o parte piedicile care pot sta în calea umplerii cu Duhul Sfânt. Nu știu ce lucruri ușoare îți permiți, trăirea asta în fel și fel de lucruri, și vedeți dumneavoastră, ca să umple Dumnezeu pe un om cu Duhul Sfânt, omul acela trebuie să dea la o parte o astfel de piedică. Apoi, o altă piedică poate să fie iubirea lucrurilor pământești. Sunt oameni preocupați de lucrurile astea. Și uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, la capitolul 8 și în versetul 5, spune așa: în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Sunt oameni care sunt așa de preocupați de lucrurile astea. Și ei n-au timp. Ei n-au timp pentru lucruri duhovnicești. Atât de mult sunt prinși de anumite lucruri, lucrurile acelea care le sunt dragi. Și de multe ori poate posesiunile materiale, distracțiile, chefurile și știu eu, multe alte lucruri pot să stea în calea umplerii cu Duhul Sfânt. Pentru oamenii care l-au primit pe Dumnezeu, uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Coloseni, la capitolul 3, începând cu versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Și în versetul 2 spune: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. E, vedeți, trăim în lumea asta. Și mai spus aceste cuvinte, cândva acest mare om al lui Dumnezeu, Sfântul Augustin, spunea: două verbe au ridicat două mari imperii. Verbul a avea a ridicat imperiul posesiunilor materiale, iar verbul a fi a ridicat imperiul Duhului, imperiul posesiunilor spirituale. Și oamenii sunt prinși de fel și fel de lucruri. Și în același timp, oamenii pot să fie definiți fie de verbul a avea, fie de verbul a fi. Eu și dumneata, în dimineața asta, să ne gândim. Eu de ce verb sunt definit? De verbul a avea? De verbul ăsta care definește lucrurile astea pământești? Sau de verbul a fi, care definește imperiul Duhului, care definește imperiul lucrurilor de sus? Mă rog, în ziua de astăzi, dacă există o asemenea piedică în viața ta și viața ta nu-i umplută de Duhul Sfânt, dă la o parte o astfel de piedică. Apoi poate să fie mândria o altă piedică. Sunt oameni care sunt prinși de mândrie. Ei se văd atât de buni, ei sunt totdeauna, cum zic engleze, the best. Ei sunt cei mai. Toată lumea de la ei în jos. Înțelegeți? Ei sunt cei mai pocăiți, ei sunt cei mai buni, ei stau cel mai bine, ei dețin cele mai multe lucruri. Și vreau să vă spun că există diferite tipuri de mândrie. Există mândrie etnică, există mândrie națională, există mândrie, dacă vreți, religioasă, există mândrie spirituală și aia e mai periculosă decât toate. Când e câte unul din ăsta care așa se vede pe sine de bun încât nimeni nu mai e așa ca el, asta poate fi o piedică în umplerea cu Duhul Sfânt.
Pentru că David într-o împrejurare spunea, și uitați-vă, puneți Psalmul 19, versetul 13, el spune acolo, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească peste mine și atunci voi fi nevinovat de păcate mari. Observați, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Dacă în dimineața asta, în calea umplerii tale cu Duhul Sfânt, identifici una din piedicile pe care le-am enumerat, sau poate să existe alte piedici pe care nu le-am amintit, poate, cum aminteam aici, trăirea asta în prefăcătorie, trăirea în ușurătate, poate iubirea lucrurilor pământești, poate mândria, poate un alt lucru. Și dacă ele stau în calea umplerii tale cu Duhul Sfânt, dă la o parte toate aceste piedici ca să coboare Duhul Sfânt în viața ta, să fii umplut de Duhul Sfânt și apoi să poți trăi o viață în care să se vadă chipul lui Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! În al treilea rând, ce să facem ca să fim umpluți de Duhul Sfânt? Al treilea răspuns pe care îl dau este să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Auziți? Să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Uitați-vă bine ce spune cuvântul Scripturii. După ce ucenicii au auzit din partea lui Iisus, înainte de a se înălța la ceruri, să nu se depărteze de Ierusalim, aceștia ascultă, dar în același timp se roagă. Fapte, capitolul 1, versetul 13, da, citim chiar de la 12, atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacob, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacob, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacob. Și acum fiți atenți, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Observați, toți aceștia stăruiau cu un cuget. Și Maria, mama Domnului, era acolo. Chiar dacă vedeți, unii au alte și alte concepții, nu vreau să lovesc în crezul nimănui, dar observați bine aici, chiar dacă l-a născut pe Iisus și e numită născătoare, da, de Dumnezeu, Maria, mama lui Iisus, a stat împreună cu ucenicii în rând, pentru că și avea nevoie ca Duhul Sfânt să coboare peste ea. Ei, asta ne poate învăța pe fiecare din noi, că umplerea cu Duhul Sfânt nu vine pocnind din degete, nici stând și discutând și povestind, ce nevoie de rugăciune. Și rugăciunea nu e simplu, nu e ceva simplu, rugăciunea e o luptă. În rugăciune trebuie să stai, să stărui, însă atunci când te rogi, când stai în prezența lui Dumnezeu și își vii cu inimă sinceră înaintea lui, dând la o parte piedicile acelea, poți să aștepți ca Dumnezeu să te asculte. Nu există nimic mai potrivit să ne stârnească la rugăciune decât convingerea neștirbită că vom fi ascultați, spunea cândva Jean Calvin. Și atunci când venim și ne rugăm, avem convingerea asta că Dumnezeu ascultă și că toarnă Duhul Sfânt în viața credincioșilor. Frați și surori, de multe ori oamenii neglijează rugăciunea. De multe ori observați că în biserici rugăciunea a devenit cenușăreasa bisericii, dacă vreți. Oamenii vin când vine un cântăreț, când vine un predicator. Oamenii vin la diferite întâlniri, dar așa de puțini sunt gata să vină să se roage lui Dumnezeu, să vină să ceară prezența lui Dumnezeu, să vină să ceară umplerea cu Duhul Sfânt. Observați, chiar și ăia care au fost botezați cu Duhul Sfânt într-o zi, ei au nevoie de umplerea asta cu Duhul Sfânt. Apare o criză în biserica primară. La începuturile bisericii, sprigonieri din partea mai marilor iudeilor,
Și într-o bună zi, după ce apostolii au fost închiși, unii din ei au mers eliberați de acolo la ei lor, așa de frumos spune capitolul 4, versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au adus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Au stat în fața Sinedriului. Nu o să citesc tot textul. Însă vă rog, uitați-vă spre final, acești oameni se roagă. Și rugăciunea lor e o rugăciune pe care vă rog, citiți-o acasă. Și la un moment dat ei spun, de la versetul 29 o să citesc doar. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui sfânt, Iisus. Și acum observați versetul 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Observați dumneavoastră, aici spune s-au rugat, s-au umplut de Duhul Sfânt și apoi vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Întâlnim, vedeți, situații din astea, ești pocăit de nu știu câte vreme și vorbești cu vecinii tăi, vorbești cu prietenii tăi, cu colegii tăi de fotbal, că e campionatul european. Vorbești de not, vorbești de sport, vorbești de război, vorbești de tot ce vrei, dar de cuvântul lui Dumnezeu vorbești. Un om umplut de Duhul Sfânt, acela va vesti cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. În viața unui om umplut de Duhul Sfânt se va putea vedea această putere de a vesti, de a lăuda, de a onora pe Dumnezeu. O, Doamne, umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt, ascultă rugăciunile noastre și fă ca biserica ta, biserica din Sighet, să fie umplută de Duhul Tău cel Sfânt. Amin? Amin. Și în al patrulea rând și ultimul. Ce să facem ca să fim umpluți de Duhul Sfânt? În al patrulea lucru este să credem că putem să fim umpluți de Duhul Sfânt. Fiți foarte atenți! Să credem că putem să fim umpluți de Duhul Sfânt. Stătea Domnul Iisus undeva la Ierusalim în ziua praznicului. Era un praznic deosebit și în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, de la versetul 37, citim. În ziua aceea de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, versetul 39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Vă rog, uitați-vă bine sublinierea. Cei ce vor crede în El. Spunea aceste cuvinte despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în El. Tu crezi? Vedeți dumneavoastră, sunt unii care n-au parte de umplerea cu Duhul Sfânt și cunosc doar partea istorică a lucrurilor. De ce, scumpii mei? Pentru că nu cred. Sunt unii oameni, eu știu dacă poate, dar eu pot să vorbesc în alte limbi, dar eu pot să am parte de daruri duhovnicești, dar eu pot să am parte de astfel de lucruri, scumpii mei, vreau să vă spun. Nimic nu-i mai frumos în viața asta decât să fii călăuzit de Duhul Domnului. Nimic nu-i mai frumos. Ieri era o temă despre slujirea prin darurile Duhului Sfânt. Cât e de frumoasă slujirea asta. La un moment dat, în cuvântul pe care l-am avut, am spus, am avut momente deosebite și pe când eram aici, ca și președinte al comunității de Maramureș și Sătmar, momente în care trebuiau să iau anumite decizii. Și au fost clipele alea în care am primit, așa cum spune acolo, un cuvânt de înțelepciune din partea Domnului,
în care am putut să văd că mintea mea, eu n-aș fi putut spune acele lucruri, însă au fost momente în care am văzut mâna lui Dumnezeu. Am putut să văd și efectele, pentru că atunci când iau un cuvânt venit de sus, când te călăuzește Dumnezeu, atunci se așterne pacea, se așterne liniștea, pentru că Duhul lui Dumnezeu este la lucru. O, Doamne, mă rog să umpli biserica Ta de Duhul Sfânt, să ajuți fiecărui membru al bisericii să poată înțelege cât de importantă este umplerea cu Duhul Sfânt. Ca să fim umpluți și noi de Duhul Sfânt, ca și cei în ziua cinzecimii, mai întâi de toate, scumpii mei, am spus să dorim și să căutăm umplerea cu Duhul Sfânt. Amin. Amin. În al doilea rând, am arătat în dimineața aceasta că să dăm la o parte piedicele care stau în calea umplerii cu Duhul Sfânt. În al treilea rând, să ne rugăm pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Și în al patrulea rând, să credem că putem fi umpluți cu Duhul Sfânt. Aceștia spașii, mă rog ca bunul Dumnezeu să lucreze în biserica noastră cu putere și să umple cu Duhul Sfânt pe toți. Amin.